Bună ziua, dragi prieteni, iată-ne și la un nou video legat de cum să faci bani online și anume legat de Redbubble și anume print on demand sau cum ar fi în română, crearea design-uri pentru a fi printate pe diferite produse. Vreau să vă împărtășesc vouă succesul meu și anume aici puteți o să vedeți venitul făcut practic parcursul anului 2021 și câte ceva din 2022, plus dacă luăm ianuarie, decembrie, ianuarie din 2021, ar fi încă vreo 10 dolari, iar aici urmează să mai fie și o vânzare din februarie, chiar două, de vreo 5 dolari, ceea ce ar însemna undeva în jurul de 200, aproape 250 de dolari, parcursul unui an. Nu este mult, dar este ok pentru început. Țin cont că practic am început de la zero. Acesta a fost primul an, anul în care am învățat foarte multe. Am călcat în străchin. Primele luni puteți să vedea martie, aprilie, mai, iunie, venituri de până la 20 de dolari. Un pic de fapt peste 10, chiar în iulie și august 42 și 50 de dolari, apoi septembrie în jurul de 20, octombrie, un rezultat destul de bun este și în decembrie 2021, 35 de dolari și deja ianuarie 20 de dolari. Vreau să vă spun că în toată această perioadă numărul de design încărcate a crescut foarte mult, de la 10 la începutul anului 2021 până la 1500 de design la acest moment. Puteți vedea chiar o statistică a vizitatorilor. Dacă în mai, aprilie, martie 2021 avem foarte mulți vizitatori pe rețelele de socializare pentru că promovam foarte activ magazinul meu online, în iunie, iulie, aceștia au crescut de la rețele de socializare, în schimb au apărut de la căutări organice, intrări directe și de pe Redbubble, dar și alte surse. Aici putem vedea, de exemplu, în decembrie 2021, 230 de intrări pe produsele de la magazinul meu, direct de pe site-ul Redbubble. Februarie, suntem astăzi pe 5 februarie, deja avem 30, 45, 46 la data de 3, de fapt, pentru că actualizările aici vin cu 2 zile mai în urmă. Vânzările mele din ultima perioadă, puteți vedea aici ce produse am vândute, din ce regiune, Canada, Nederland, Statele Unite, Marea Britanie. Să arăt plățile care au fost efectuate. Sunt plăți mici, maxim avem 42 de dolari, asta a fost pe 14 septembrie, în rest 20, 33, 25, 21, 31 de dolari. La moment trebuie să vină, hai să facem așa, 13 dolari 79 de cenți. Sper că până la data de 14-15 să acumulez minimul necesar pentru a fi transferat pe contul meu de PayPal. Dați să ne uităm un pic peste magazinul meu. Acestea sunt ultimele produse vândute, practic. De asemenea, o să ne uităm și la cele mai noi produse, cele mai noi design încărcate. Avem design legate de pescuit, de sărbătoarea Sfântul Petric, dar și alte design. Să spun că acesta a fost un an destul de bun pentru mine pe Redbubble. A fost anul când am călcat prin striking, a fost anul când am învățat foarte multe și în primul rând am învățat cum să dau tagurile pentru a nu mă chinui să fac taguri pentru fiecare design manual. Am găsit o platformă foarte bună, se numește Bubble Search Generator. Aici respectiv dăm cuvântul de bază, iar platforma ne dă diferite taguri la acest cuvânt de bază.
Sper foarte mult că viitorul video va fi în scurt timp, iar venitul meu va ajunge la, hai să zicem, la 300 de dolari. Fac următorul video. Pentru a fi la curent cu realizările mele pe Redbubble, dar și pentru a vă putea ajuta conturile dumneavoastră, vă abonați la canalul meu de YouTube și puteți să-mi scrieți în comentarii.